bun venit din nou pe canal! În clipul de astăzi o să vă spun un pic despre pensulele de bază pe care puteți să vi le cumpărați în momentul în care vreți așa să vă faceți un mic kit de make-up. Sunt și ieftine pentru că n-am vrut să vă prezint pensulele de astea super scumpe, nu văd sensul, nu văd rostul. La început eu mereu spun iați pensule ieftine, iați cosmetice ieftine pentru că așa înveți. Cu lucruri mai ieftine înveți, pentru că bineînțeles că o perioadă de timp îți va fi mult mai greu să, nu știu, să prinzi anumite tehnici. Așa că de ce să dai banii degeaba pe cosmetice scumpe, dar unele din ele sunt pensulele care am început eu să mă machiez acum 6 ani sau ceva pe acolo. Așa că chiar o să vă și precizez pensulele care, de exemplu, sunt de foarte mult timp, foarte mulți ani și o să vedeți că chiar arată încă bine și câteodată chiar le mai și folosesc. Vor fi și pensule de față și pensule de ochi pentru că am vrut așa să fac un kit complet. Dacă tot facem machiaj, îl facem complet și perfect. O să încep cu pensulele de la e.l.f. pentru că pensulele de la e.l.f. mi se par foarte bune și foarte accesibile și mă refer la cele din gama Studio, cea din gama Basic, cred că se numește. Oricum, gama puțin și mai ieftine decât cea Studio. Mi se par bune, dar sunt un pic rigide, dar cele din gama Studio mi se par perfecte. Puteți să vă luați toate pensulele de acolo, sincer vă recomand și cele de față și cele de ochi. Nu veți regreta deloc pentru prețul lor, au o calitate mai mult decât te aștepta. Pentru fond de ten, acum ceva ani, 2-3 ani, chiar 4, era foarte în vogă pensula de stippling aceasta. Este de la e.l.f. Stippling Brush. Am văzut că momentan nu mai există pe site, cred că nu mai au un stoc, dar ea era undeva la 20-23 de lei, până în 25 de lei. Vă voi lăsa în cutia cu descrieri o pensulă asemănătoare cu aceasta, tot de la ei, așa că doar că este doar un pic mai densă decât asta și sincer mi se pare și mai bună. Pentru că dacă aplici fondul de ten cu o pensulă de stippling, este foarte bine să fie mai densă. Aceasta este un pic mai rară, dar este bună pentru că eu o folosesc pentru blush. De exemplu, această pensulă o puteți folosi și pentru fond de ten, dar și pentru blush o folosesc pentru blush-urile foarte pigmentate. O folosesc pentru că ia exact atât produs cât vreau și nu o să arăt ca un clov când o aplic cu altă pensulă. Aceasta ia produsul exact cât trebuie, așa că dacă sunteți genul care vă place să aveți blush-ul un pic mai subtil, o pensulă de stippling vă va fi foarte de folos, sau mie mai place să aplic și bronzerul cu ea, chiar și cel pudră, chiar și cel lichid, pentru că, v-am spus, ia foarte puțin produs și nu stau cu grija că poate o să aplic prea mult și știți cum e, dacă aplici puțin, poți să mai adaugi, dacă aplici prea mult, după nu prea mai poți să mai ștergi decât să ștergi tot machiajul și să o iei de la capăt. Așa că pentru fond de ten, o pensulă de stippling este foarte bună, chiar și un burețel, unul mai ieftin, nu trebuie să vă cumpărați pe acel beauty blender, cel care costă 80 de lei. Există foarte multe opțiuni, există de la Real Techniques, 35 de lei, cred, sau 32, există de la NYX, există chiar și cei chinezești, așa că nu e musai să folosiți un burețel foarte scump. Dacă nu, puteți folosi chiar și o pensulă pentru fond de ten, depinde de voi. Dar v-am spus, aceasta este foarte bună pentru că puteți aplica și fondul de ten, puteți să vă puneți și blush-ul, 2-in-1. Trebuie să fiți foarte inventive, asta este ideea. Dacă sunteți inventive și încercați diferite pensule cu diferite produse, o să vedeți că o anumită pensulă care este destinată doar unui produs este bună și pentru celălalt. Veți avea nevoie și de o pensulă pentru pudră și eu la fel o folosesc de la e.l.f. Pe asta este Complexion Brush, este pensula de pudră, este mare, este pufoasă. Eu o folosesc pentru pudră, pentru bronzer, pentru blush, iar cu această pensulă pot să aplic blush-ul pe o zonă mult mai mare sau bronzerul, în special bronzerul îmi place să folosesc. În momentul acesta pe site o găsiți la prețul de 20 de lei, pentru că acum există și ofertă, 20% reducere și transportul gratuit, iar în prețul ei întreg este 27 de lei, dar nu cred că o veți găsi vreodată la prețul ăsta, întotdeauna la ei există reduceri. O altă pensulă este aceasta de la e.l.f., este Taproot Brush și am făcut și o comparație cu o pensulă de la MAC și vreau să vă zic că a rezistat eroic în fața ei. Este o pensulă bună, eu mi-am luat-o, am duplicat-o, am în două, de două ori, pentru că odată pe aceasta îmi place foarte mult să folosesc cu iluminatorul, pentru că îmi place cum ia iluminatorul și cum îl aplică pe față și iluminatorul este mult mai intens când o aplic cu această pensulă față de alte pensule. Și pe cealaltă o folosesc și pentru contouring, pentru că, după cum puteți vedea, este foarte mică și intră foarte bine exact unde vreau, aici, în gol. Este foarte, foarte bună, este micuță. Această pensulă este 16 lei. Încă un lucru foarte bun care puteți să faceți cu această pensulă este să aplicați pudra exact sub ochi. Îmi place și că nu ia foarte mult produs. Pentru mine este important
important ca o pensulă să nu ia foarte mult produs pe ea, pentru că dacă ia foarte mult produs pe ea, va ajunge și pe fața mea foarte mult produs și se va vedea urât. O pensulă pe care o recomand cu mare drag și care calitate ca și a ei m-am mai întâlnit foarte des, perii sunt atât de moi. În primul rând, este o pensulă de la Aura și am găsit-o în DM. Găsiți produsele Aura în DM și găsiți și această pensulă care este atât de bună. Deci, cred că am dat 35 de lei, 40 de lei pe ea maxim, dar, sincer, vă recomand pe asta să vă luați, să folosiți și pudra care vă fixați fața, să o folosiți și pentru bronzer, și pentru iluminator, și pentru blush, pentru că este o pensulă atât de bună. Îmi place că nu i-a căzut niciun fir de păr, deci am spălat-o de atâtea ori și nu i-a căzut niciun fir de păr. N-am avut probleme cu ea să se dezlipească. De exemplu, am uitat să vă zic, pensula asta de la Elf i-a căzut mânerul și a trebuit să-l lipesc. După nu am mai avut nicio problemă, dar cam după 2 ani sau un an i-a căzut mânerul. Pe aceasta o am de 2 ani și nu i-a căzut nimic, niciun fir din ea și am rămas foarte surprinsă. Ia produsul atât de frumos și îl uniformizează atât de frumos și nu știu, e ceva cu pensula asta, încât eu mi-am mai cumpărat-o încă de 2 ori, deci am 3 pensule ca acestea și o singură chestie, cred că la iluminator, aplicând foarte puțin produs sau luând produsul atât cât trebuie, iluminatorul nu se vede chiar atât de wow, așa că pentru iluminator nu prea o folosesc, dar pentru contouring mi se pare atât de bună pentru că nu ia mult produs și nu o să mă trezesc cu o linie maro pe față. Trebuie să fiți atent în demn când vă duceți, pentru că eu, de exemplu, m-am dus, am cumpărat-o și după care mi-a plăcut atât de mult încât m-am mai dus încă o dată să o cumpăr și n-am mai găsit-o și cam după vreo lună am văzut-o iar în demn și mi-a cumpărat 2, să fiu sigură că am. Iar pensula aceasta, Evantai, pe care sigur ați mai văzut-o în clipurile mele, care o folosesc eu pentru iluminator, nu este neapărat să vă cumpărați, însă eu vă recomand pentru că îmi place cum aplică iluminatorul ea în sine. Pentru altceva n-am mai folosit-o pentru că este destul de subțire, dar pentru iluminator ia exact cât vreau produsul și le aplică exact unde vreau eu. Plus că nu se duce nici mai sus, nici mai jos, fiind având forma asta, le aplic exact unde vreau. Pensula asta este luată de pe Cosmetic Style. Este un site de pe care iau eu pensulele de blending, care îmi plac mie foarte mult, le-am descoperit la ei. Și când mi-am dat o comandă, mi-am luat-o și pe aceasta, pentru că am zis că hai să încerc să văd cum este. Și mi-a plăcut, este foarte fine, este 15 lei, cred. I-a căzut câteva fire din ea, dar nu foarte multe. Așa că dacă vreți să vă o cumpărați, o să găsiți în cutia cu descriere linkul către ea. Am terminat cu pensulele pentru față și acum o să trecem la pensulele pentru ochi, care și acelea mi se par importante. Nu trebuie să dăm o căruță de bani pe ele, dar este bine totuși să căutăm pensulele care sunt ieftine, dar care sunt poate mai bune decât altele, pentru că să știți că și un machiaj bun, să spun că undeva la 50% contează fardurile pe care le folosim, care nici acelea nu trebuie să fie scumpe, v-am spus. Pentru mine, sincer, prețul nu mi-arată că un produs este bun. O să fac un clip în care o să vă povestesc chiar produse care au fost foarte scumpe și pe care pe mine m-au dezamăgit. Pentru ploapă vă recomand 2 pensule. Este pensula asta de la Elf, care este din gama aceea de bază, dar vă recomand, sincer, și o pensulă din gama Studio. Poate este un pic mai bună decât asta. Această pensulă este destul de ieftină, este cred undeva la 8 10 lei maxim, nu i-a căzut perii și asta am rămas surprinsă, ia produsul așa cum trebuie și la fel îl și uniformizează cum trebuie. Și o altă alternativă, sau puteți să vi le luați pe amândouă, să le folosiți pe amândouă, este pensula asta de la Essence. Iar această pensulă de la Essence nu este la fel de densă ca cea de la F, dar este la fel bună, puteți să vi le luați pe amândouă. Pe aceasta să o folosiți pentru pleapa superioară, iar pe aceasta pentru pleapa inferioară să puneți produsul, fiind un pic mai subțire, va fi mult mai bună pentru zona de sub. Pensula asta de la Essence este destul de ieftină, cred că am dat undeva până în 15 lei pe ea. Vom trece la pensulele de blending și am 3 opțiuni pentru voi ca să aveți de unde alege și o să încep, acestea sunt cele 3 opțiuni, și o să încep cu aceasta de la Ebeline. Cu siguranță dacă vă plimbați prin DM, știți despre ce firmă vă vezi, Ebeline, au și o soluție de curățat pensulele și mi-a cumpărat această pensulă de blending care îmi place foarte mult, îmi place forma, îmi place că este pufoasă și blendește foarte bine culorile. Cred că am dat 10 lei pe ea,
nu mai mult, 10-15 poate, cam așa. Îmi place că nu ia foarte mult produs, deși am observat că după ce iau fardul trebuie să dau un pic surplusul de pe ea, dar în rest totul este bine, blenduiește foarte bine. Următoarea pentrulă pe care vreau să vă prezint, care cu siguranță ați văzut-o în clipurile mele cu tutoriale, este aceasta, este de la Coastal Scents și am cumpărat-o de pe site-ul Cosmetic Style, de pe site-ul care am cumpărat și pensula pentru iluminator. O găsiți la prețul de 25 de lei și este un dup perfect după o pensulă de la MAC. O să fac poate și cu aceea o comparație, un clip cu comparații, dar are aceeași formă și face treaba foarte bine și dintre toate pensulele care o să vă le prezint pentru blending, asta îmi place cel mai mult. Iar pensula aceasta este de la Cosmetic Style, de pe același site și este un pic mai fluffy, să-i spunem. Pe aceasta îmi place să o folosesc în pliu chiar și mai sus de pliu, iar pe aceasta îmi place să o folosesc doar în pliu, pentru că are forma aceasta și mă ajută foarte mult să blendresc culorile. Iar aceasta este, cred că, 15 lei sau 20 de lei maxim. Iar pentru eyeliner, dacă vreți să folosiți eyeliner cremă, vă recomand pe acesta. O găsiți, este tot de la Coastal Scents, o găsiți tot pe Cosmetic Style și este foarte ieftin, este cred că 10 lei sau 15 lei. Și îmi place foarte mult cum aplică și că mă ajută foarte mult în momentul în care aplic eyelinerul, pentru că ea este foarte bine tăiată și este foarte subțire. Am mai multă precizie în momentul în care aplic eyelinerul și chestia asta mă ajută foarte mult, mai ales pentru un începător. Este un ajutor foarte mare. Sau dacă nu puteți folosi eyelinerul tip carioca și cu acela nu mai aveți nevoie de nicio pensulă. Iar încă o pensulă care nu este chiar neapărat să o aveți, nu este un must have, poate vă puteți lua în momentul în care deja v-ați făcut kitul cât de cât și vreți să mai adăugați în el și este aceasta. Este o pensulă tip creion care mie îmi place foarte mult și ușor-ușor în timp am învățat să o și folosesc, pentru că cu această pensulă, de forma aceasta, puteți aplica fardul în conțul interior, puteți aplica fardul pe pleoapa de jos mult mai bine și o puteți blendui mai bine, adică deja trecem la un alt nivel și această pensulă este foarte ieftină, cred că este 10-15 lei la fel. Cam astea au fost pensulele pe care am vrut să vi le arăt, sper că v-au plăcut clipul, sper că veți încerca măcar o pensulă pe care v-am arătat-o. Să facem așa un mic final, pentru final, pentru cea de față vă recomand neapărat pe cea din DM, cea de la Aura, cu siguranță nu veți fi deloc dezamăgite de aceea, pentru că eu m-am îndrăgostit de ea la prima aplicare. Iar pentru blending, cu siguranță vă recomand pe asta, pentru că v-am spus, este un dup perfect cu o pensulă de la MAC. Încă o chestie, această pensulă puteți folosi și să aplicați concealerul. Am mai aplicat concealere cu ea, am aplicat concealere lichide în special. Cele cremoase nu, pentru că se oprește în perii pensulelor, dar cele lichide da, pentru că le puteam întinde mult mai bine și dădea era un efect la final mult mai natural. Dacă v-a plăcut clipul, dați un like, dacă nu v-ați abonat, vă rog să vă abonați pentru a vedea și celelalte clipuri și lăsați-mi în secțiunea cu comentarii pensula care v-a atras vouă cel mai mult atenție. Până data viitoare, vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem în următorul clip. Pa!